Tare. Până acum ați învățat lecția 1, 2, 3, 4. În funcție de ce nivel sunteți, așa este. Lecția 1. Ați învățat prima lecție, sunteți de nota 1. Lecția 2. Știți și lecția 2, sunteți de nota 2. Lecția 3, așa mai departe. Acum suntem la lecția numărul 5. Învățați această lecție și veți fi de nota 5. Adică veți putea trece. Și asta ce înseamnă? Odată ce înveți principiul ăsta, de aici se deschide orizontul către electrician. Se deschide creierul. Începi să gândești, să spui întrebări. Cum funcționează restul? Și să afli răspunsuri. Bun. Această lecție, acest episod se numește Întreruptorul. Da. Și schema lui va fi în felul următor. Asta este schema întrerupătorului. Ce reprezintă ea? Reprezintă o clapetă care acum e ridicată. Dacă vă imaginați un întrerupător, toată lumea are în casă așa ceva. În momentul ăsta, întrerupătorul este oprit. Adică este întrerupt. Asta face întrerupătorul. Întrerupe un fir. Practic, firul ăsta ar trebui să fie așa drept. Dar nu, noi l-am secționat, l-am tăiat așa. Da? Adică nu, nu m-am întrunat, l-am tăiat. L-am rupt în două. Paf. Și noi, practic, când atingem firele astea două, se creează iară o continuitate, da? Deci de aia e reprezentat așa. Când vine clapeta, apăsați pe clapetă și apăsați aici, firul iară devine, să zicem, întreg. Înțelegeți? Bun. Cum funcționează întrerupătorul? Ați cam înțeles. Acum, ca să vă dați seama ce se întâmplă cu restul firelor. Deci ce trece prin întrerupător? Prin întrerupător trece o fază. Deci în întrerupător nu avem fază nul. Aici nu-i nul. Aici e tot fază. Da? Aici, să zicem, vine de la tablou electric faza asta. De la tablou electric general, să zic. Da? Vine faza, intră în întrerupător. Nu intră altceva, nimic în întrerupător. N-ar trebui să fie. Normal așa e. Trebuie să fie o doză din care să tragi doar fază în întrerupător. Și în întrerupător, chiar dacă sunt 3-4 fire, să știți că toate îs faze acolo. Nu ai niciun nul în întrerupător. Așa ar trebui. Dar o să vedeți mai încolo că în viața reală nu veți găsi tocmai ce am spus eu aici. În viața reală nu se respectă toate regulile astea. Se face altfel. Dar odată ce înțelegi, o să înțelegi și de ce se fac altfel lucrurile. Bun, aici avem o fază care merge la un consumator, să zicem un bec. Întrerupător pe bec. Când din poziția asta e stins becul, când are contact, paf, se aprinde becul. Becul ăsta mai are nevoie de un nul. Care de unde luăm? Ăsta merge direct în tablou electric și nu întrerup deloc nulul. Da? Mai avem și o împământare care merge tot așa, direct. Nu se întrerupe nicăieri.
Înțelegeți? Odată ce înțelegi cum funcționează un întrerupător, cel puțin la mine așa a fost. După ce am înțeles cum funcționează un întrerupător, deși eu am furat meseria asta, înțelegeți? Asta mi-a fost cel mai greu cum ar veni să înțeleg cum funcționează un întrerupător. Am stat, am desenat pe caiet, mă gândeam seara, paf, ieșeam afară, beam o bere, mă tot gândeam, mă, dar cum Dumnezeu funcționează? De ce așa și de ce nu așa? Cum face să se aprindă becul? E foarte simplu, v-am arătat. Dacă nu credeți, luați un bec. Da? Nu vă mai fac eu experimente. Am luat aici un conductor, să zicem. Că ăsta e un conductor întreg, da? Îl tăiem aici, paf! L-am tăiat și acum e în două părți, da? Și ăsta e întrerupătorul, de fapt. Paf! Când... Așa funcționează întrerupătorul. Când ți-a apăsat și are contact, se aprinde becul. Paf! Scoți, nu mai se aprinde becul. E foarte simplu, nu? Ok. Iar celelalte două fire la bec. Fază... nu. Nul și împământare. Ok. Normal, în întrerupător, venim cu o fază. Să zicem... mare. Da? Pe fază se folosesc maro, negru, gri, roșu, mai puțin roșu, dar vedeți că unora le place roșu, cum ies și eu. Și vine faza de la tablou, care o reprezentăm cu maro, și asta e de la bec. Paf! Înțelegeți? Un întrerupător, la un întrerupător așa simplu, va trebui să aveți așa două fire de culori diferite, una maro, negru sau gri și unul tot așa, negru, roșu. Știți? Nu trebuie să fie albastru, galben, verde și alte culori. Sper că această lecție să vă ajute. Și acum, dacă ați înțeles asta, oficial sunteți electricieni la început de drum. Și aveți nota de trecere 5. Ne vedem la următoarea lecție. Sănătate!